Ce faci 4 ani? Stau la odină, mamă, că-i dumine, că-i uite. Bine că nu mai fac mâncare mult, am făcut niște piese pentru ăsta, pentru Leo, și restul a dus să luci mâncare. Bine ai făcut. Da. Lasă că am mâncat destule oi, destule de-astea, da, mai luăm și pauză. Nu mai stau, o să mă duc să trag melodia, că nu mai stau acasă. Așa trebuie 4 ani. Bine că am făcut murătorile, mai am varză așa. Tu ești artistă, ai, da, făcut, ai început cariera cu dreptul. Ai făcut, da, 1 milion de vizualizări la piesa Apă de Măcelar. O să mă fac acatan ca să cânt cu acordionul, cu muzică, cu tot. A luat Alin acordion. Trebuie să ai taraful tău. Ele cu patifonul, Alin. Așa să faci. Eu cu Alin mă fac muzică. Bine, am făcut și noi repetiții să învățăm să cântăm. Da. Ne facem lăutari, bă, Vasile. Bună, bună. Bă, ne facem lăutari. Lăutari, cacatanga vreau să mă fac. Vrei să fii impresar? Cacatanga. E locul de salam. Da. Și patronul unde e Leo? E pe ăla, tăpet ăla. A intrat pe TikTok? Nu știu, pe ăla e pe ce ăsta acolo. Nu cred că e nici. Am înțeles. Da. E frig, nu vezi, e frig. E urât afară, rău de tot. E urâtă vreme. Nu știu la unde la oameni cu lăsă. Nu te-ai credut acum. Stați așa că avem niște invitați. Haideți că plecăm de aici. Plecăm, plecăm. Da, mai prieteni, agitație în șatră mare. Am început ziua pădos, am și dormit mult azi. Ne-am culcat la 7 dimineața de aia. N-am putut să dormim, nu știu ce a fost cu noi azi noapte. Deci ne-am înfoit și ne-am învârtit pe toate părțile. Iar n-am trepied, duc Emilia, patrona și Alin și toți. Un trepied, pe un trepied nu sunt stăpână. Nu știu care le-au mai învârtit acum. Și v-am zis, am avut așa o agitație, noi nu știu de ce. Și eu și Alin n-am dormit toată noaptea. Și am dormit după amiază acum. Dar nu ne-am trezit bine. Vă dați seama că nu-i somnul de noapte cum era... Nu-i somnul de zi cum era de noapte. Bine, măcar că e curat în curte, peste tot. Că am făcut de seara, să nu mai... Ne bate în capul. Mâine luăm de la capăt iară cu școala. Și răceala asta cred că ne pune la pământ, așa ne dezorientează. Suntem răciți de atâtea luni și nu ne trece cu nimic. N-am ce să fac. Și pe David cu școala l-am dus și așa. Nu vreau să mai lipsească, să mai piardă nici măcar o zi. N-am ce să fac. Îi mai curge nasul, îi mai dau picături de nas. Mie mai dau ce dă la copii pentru răceală. Doar că nu mai avem imunitate. Am luat și de imunitate, i-am dat. Dar cred că până nu trece răceala nu-și fac efectul pastiluțele astea pentru imunitate. N-au nicio relevanță că îi le dau acum. Vedem ce-mi face, nici o mai fi. Văd că toată lumea s-a băgat la vizuină. Leo a fost puțin pe la noi prin casă pe acolo. A băut o cafea. A stat puțin cu noi de vorbă. Și acum s-a dus în cameră. Soacra mea la fel. Nu știu ce vom face azi, ce planuri vom avea. Ia să vedem dacă e Ionica acasă. Da, nu cred că e. L-am chemat aseară să mănânce, nu e. Să mănânce. N-a vrut să... Făcuse soacră mea o ciorbă de-aia cu de toate. N-a vrut să mănânce, era iar cu plinul făcut, cum zicem noi. A stat puțin cu noi acolo la bucătărie, s-a jucat puțin cu copii, cum are el glume, mai râde, mai stă. A ascultat puțină muzică cu Leonardo și după a plecat. L-au simțit pe la 2-3 dimineața că a venit acasă, că se auzeau câini ăștia care avem noi în curte.
Tu unde o fi plecat? Tu unde o mai fi fost? Nu știu. A, acum cred că e la un botez. E un botez aici la noi. Da, nu vine Ion până diseară, gata, iar își face de cap. Bine că își trăiește viața frumos. Că toată chiar stăteam și mă gândeam că Ion e mult mai liniștit ca noi. Cu toate că are multe lipsuri, dar se bucură de viață. Nu se stresează așa pentru oricine, pentru orice. La noi asta cred că e greșeala cea mai mare, că ne lăsăm eclipsați de niște chestii care nu ne aparțin de multe ori. Ne implicăm în prea multe și ne omorâm degeaba. Ne uite că Ion e mai liniștit, mai calm. Cu mai puține posibilități ca noi, dar mult mai liber și mai calm. Și să vă zic cea mai tare bombă, mi-am cumpărat aspirator. Pentru că, într-adevăr, nu pot să zic că cei care ne criticau din această privință nu aveau dreptate. Suntem în 2024, trebuia de mult să avem aici aspirator. A fost, într-adevăr, s-a stricat asta iarnă și am stat un an, uite așa, fără aspirator. Care era un lucru foarte necesar, trebuia cumpărat de mai de mult, nu de acum. Pentru că praful se ridică de la mătura aia de nu faci nimic. Chinul care îl faci în fiecare zi de 2-3 ori curat degeaba. Așa măcar aspiratorul îl pui în priză și tragi cu el ca lumea. Mai ales când făceau semințe prin casă și făceau... La patrona n-au cumpărat încă, au cumpărat dincolo la noi. Dar cum fac ei semințe și cum împrăștie toate lucrurile prin casă, n-ai cum să le strângi ca lumea decât cu aspiratorul. Cu mătura îți ia o viață. Să stai așa, să te chinui și să faci în fiecare zi același lucru pe repede. Deci chiar e obositor și bătaie multă de cap. Așa că am cumpărat aspirator, am mers cu Alin și mi-am luat. Că nu mai suportam, chiar nu mai suportam. Adică nu e să zici că faci curat o dată dimineața și se ține până seara. Până seara faci de 5 ori și tot așa e. Asta iară mi-am făcut din timp, să nu mai stau azi. Mai ales că, v-am zis, nici n-am putut să dorm, m-am stat și mi-am rezolvat toate lucrurile care trebuia să le fac dimineață. Că știam că o să mă culc târziu și că nu o să pot să mă trezesc la prima oră. Toate că m-am obișnuit cu programul ăsta de dimineață, adică dacă mă trezesc mereu pentru școală, parcă în cursul săptămânii stau cu grijă aia și nu mai pot să mai dorm nici după amiază. N-am dormit deloc după amiază, nu sunt obișnuită. Și prefer să mă focusez pe sâmbătă și duminică, atunci să mă relaxez și eu cât de cât și să mai dorm. Că în rest, stau așa cu școala. M-ați mai întrebat mulți despre școala de șoferi, că am zis că fac școala de șoferi, că nu știu ce. Am făcut 2 ore, dar nu de condus, cu domnul care mă învață. Doar că nu pot să filmez în prezența domnului, vă dați seama că nu oricine își dorește să apară public să... și mai ales ce să faci, să dai drumul la cameră și să arăt ce vorbesc acolo și ce fac, ce învăț. Am citit de pe cartea aia întrebările care sunt, am făcut și niște chestionare cu domnul pe internet. Trebuie să mai vină săptămâna aceasta, de luni, nu, că nu se poate, avem altă treabă. De marți să vină iar, aș vrea să-l chem în fiecare zi. Să pot învăța cum trebuie. Că deja va încep și faci orele și toate cele, până nu știi ca lumea toate semnele de circulație, ce să faci în situația de și tot așa. Spre surprinderea mea, m-am descurcat bine, cât de cât, având în vedere că eu nu știu nimic despre condus. Deci mi-a zis că o să prind repede. Și chiar îmi doresc. Am fost noi așa cam moi perioada asta și cu răceala și cu învârteala asta de zi cu zi, dar promit că de marți mă apuc serios de treabă. De seara vreau să stau până după ce termin cu David de pregătit pentru școală, să îi fac hainele, să-i pregătesc și are ghiozdanul și tot așa. Vreau să stau așa în pat, să fac chestionare, să mai citesc de pe carte. Luni o să avem puțină treabă, adică mâine,
treabă tot aici, la Strehaia, nu plecăm niciunde. Deci nu vă alarmați că nu lipsim nici de la școală, nici de acasă. Pentru hateri. Dar n-o să am timp, 100%. Așa că de marți o să intru și eu în forță. Și sigur o să am permis. Nu mă îndoiesc, pentru că îmi intră foarte repede în cap orice lucru când am ambiții. Și rețin destul de repede multe chestii, doar că trebuie să-ți dai puțin interes, să te focusezi pe treaba asta, să ai liniște în timp ce citești, să-ți intre ceva în cap. Pentru că așa în hărmălaie nu faci nimic. Ați văzut și copiii cu teme, cu temele, pentru că mi-a scris o grămadă. Că vai, e prea multă gălăgie, că nu-și pot face temele, că nu așa. Dar nu ai ce să faci, pentru că asta e situația. Și noi ne-am dorit mai multă liniște dacă s-ar putea, și noi am vrea să fie lucrurile cum poate sunt în alte case, dar ăștia suntem. Ce să facem acum? Nu pot să comand eu pe toată lumea cum să fie, nu pot să aranjez eu tot timpul lucrurile după bunul meu plac. Cu toate că astea nu sunt lucruri după bunul meu plac, sunt lucruri de normalitate. Dar nu am ce să fac, mai mult de atât. Nu ține doar de mine să fim mai altfel, ține de toată lumea. Doamne, mor de mână! Mi-a murțit mânuța. Ce să mai mai prieteni? O să mă duc la copii acolo să văd ce mai fac, ce mai zic. De mâncat au mâncat. Mai stau pe aici prin curte și poate diseară vă arătăm și vouă ceva mai interesant. Acum sunt chiar așa pe altă planetă. Și de la somn, și de la vreme, și de la agitație, de la tot. Dar sper să îmi revin și să fiu cu mai multă poftă de viață când revin diseară pentru voi. Vă pup și ne vedem la noapte.